toate reacțiile conflictului dintre WhatsApp și Iulian numai la Fan Arena. A fost o chestie foarte urâtă, n-a fost fair. Și mi-a sărit Sandrau, degenerat lucrurile. Sora lui Iulian, războinicul care a declanșat prima dispută la Exatlon, vine în platou să-și apere fratele. Înainte să vorbim despre diferențele dintre casa din sezonul trecut și casa din sezonul ăsta, dintre cotețul din sezonul trecut și cotețul din sezonul ăsta, nu vrei să vorbim cu omul ăsta care a venit de la început aici, să vorbim și noi despre problema care auzi, ne arde. Auzi, Vladimir, ai a doua oară dreptate pe ziua de azi, ce mă enervezi? Este prima dată când mi se întâmplă să am a doua oară dreptate. De două ori ai avut astăzi dreptate. Da, și eu mi-aș dori tare mult să vorbim cu Nicoleta, pentru că o văd foarte emoționată și foarte implicată în tot ceea ce se întâmplă cu Iulian. Dar înainte de toate, hai să-l cunoaștem mai bine pe Iulian, zic. Are doar 19 ani, însă Iulian s-a făcut remarcat din primele momente. Nu doar pentru că este cel mai vocal dintre războinici, ci și pentru că din 4 curse, Iulian a câștigat 3. Cristi Pulhac îl va avea ca adversar la războinici pe Iulian. Baftă, băieți! Atenție! 3, 2, 1... Pleacă în același timp Iulian, obișnuit cu trambulina, pentru că e unul dintre cei mai valoroși săritori cu schiurile din România. Iese primul Iulian, are un singur cup, să vedem, ratări consecutive pentru Pulhac și este punctul războinicilor, este punctul lui Iulian. La Exatlon, Iulian a avut și o divergență cu WhatsApp, iar spiritele au fost la un pas să degenereze. Eu îmi susțineam echipa cu mare patos, iar Doru, în ochii mei, mă îngâna. Iar eu, îți dai seama, îți crește adrenalina când susții echipa, când te-ai dat cu tine de topogan, nu mai știi de viața ta, iar el mă îngâna. Iar eu, în mintea mea mică, în momentul ăla, i-am arătat degetul mijlociu. Nu e Doru, nu e Doru, eu am fost. Cu mine n-ai avut nicio treabă. Nu, cu mine. Scuze, băi, ok, mă retrag, mi-am cerut scuze și îmi pare rău, nu se mai repetă. Hai, pe viitor să știi că ceea ce transmiți aia primești. Doar așa, ca punct. Adică tu, gândul tău e că tu transmiteai ceva frumos în timp ce mă îngâneai și făceai așa. Nu, gest, adică semnul pe obicei. Deci acum ești impertinent în continuare. Nu, îți mulțumesc. Nu, acum ai să fii inteligent. Eu mi-asum. Că ceea ce transmiți aia primești. Eu mi-asum, îmi ce vorbești? De ce râzi, Vladimir? Cum ți se pare, Iulian? Râd pentru că încă din prima clipă în care l-am văzut pe traseu, mi-am dat seama că este foarte rapid și am spus lui Alice, cu care mă uitam la Exatlon, îmi place foarte mult de el. După care a avut episodul ăsta și am zis, stai, de asta nu vreau să, spun încă de acum de cine îmi place, de cine nu îmi place, pentru că abia îi cunoaștem și tocmai de aceea încercăm să-i cunoaștem și prin oamenii pe care îi invităm aici, lângă noi. De asta m-ar interesa să știu dacă Iulian este din fire coleric, se enervează repede, instigă, este calculat? Nu, Iulian nu este coleric, este un copil, pot să-i spun, apropo, are 21 de ani, 19, e calculat, se controlează și vă spun asta pentru că de la 9 ani face sportul de performanță și în preajma lui a avut în permanență un caracter de genul care l-a făcut să învețe singur cum să se controleze în preajma acestor caractere. Dar există momente în care s-a mai comportat așa față de cineva sau față de ceva? Nu, sau... dar eu, părerea mea este că situația în sine a luat o amploare prea mare, nu a făcut nimic din punctul meu de vedere, a făcut un gest spontan. Nu știu impertinența de care parte stă, pentru că, bun, Iulian a greșit, a făcut un gest, da? Dar WhatsApp
arătat un gest obscen. Adică a mers peste și tot el era victimă. Eu nu vreau să intru în polemică nici cu WhatsApp, nici cu susținătorii lui, nici cu soția. În apărarea văzut... lor, pot să vă spun că în momentul în care te afli acolo, așa cum știa și WhatsApp, se amplifică. Da, totul se amplifică. Nebunește, ți se pare că orice. Eu țin minte că la un moment dat am țipat la cineva fără ca acel cineva să fi spus ceva de mine. Mi s-a părut că a spus. Deci, într-adevăr, există acolo o sămânță, dar așa cum spui și tu, n-ar trebui să punem etichete atât de repede. Exact. Îmi atrage atenția. Oricum, Iulian, am văzut că și-a cerut scuze. De două ori și-a cerut scuze. Adică să nu mai lungim. A fost și de o parte și de alta o chestie de moment. Mm-hmm. Explicabilă. Nu cred. Exact. Inexplicabilă la WhatsApp, părerea mea. Adică nu arăți imediat un gest obscen și apoi arunci către celălalt. Ăsta, Iulian, un copil fiind, a reacționat la, nu știu, a fost o reacție de moment. Dar știi ce am observat eu? Că exact după, el s-a dus și ce a cerut scuze. Exact, adică și-a asumat. A încercat să amelioreze cumva toată situația. Și-a asumat ceea ce a făcut, a zis, ok, am făcut, ai înțeles-o tu greșit, nu a fost sub forma aceea, îmi pare rău, iartă-mă. Adică și-a asumat, e controlat, nu, de obicei el nu provoacă, nu instigă, nu este coleric, el este o persoană veselă, ridică moralul, cred că ați și văzut, în continuu, adică este persoana aia care vrea să fie tot timpul între oameni voioși și bucuroși. Bună dispoziție. Exact. Alex, tu cum ai văzut aceste imagini? Care a provocat, dacă a existat, ceva de genul acolo? Sincer să fiu, nu prea am luat în seamă acest conflict pentru că nu mi s-a părut chiar atât de grav. Uh-huh. Devii efervescent, irascibil. Tu știi ce făceam noi, adică. Eu compar, adică, da, eu clar. La noi era revoluție, noi, nu vrei să știi cum era. Și în pauze, noi aveam pauzele noastre. Și de ce nu-mi spuneți și mie, și nouă? Adică. Bine, da. Vă las să vă gândiți și la asta, bine? Da, nu mi s-a părut chiar așa. Probabil s-au îngânat foarte puțin, dar se poate și mai mult. Se poate și mai rău. Se poate și mai rău, da. Eu sunt convinsă că îi vom vedea pe concurenți cu toate, și cu bune și cu rele, de-a lungul acestei competiții. În egală măsură sunt imagini pe care doar la Fan Arena le puteți vedea. Iulian Pita, pentru că despre el vorbim, este mezinul echipei războinicilor, însă se numără printre cei mai buni concurenți de la Exatron, evident. Face sport de la o vârstă extrem de fragedă, iar familia lui ne-a arătat în premieră absolut toate medaliile pe care Iulian le-a câștigat de-a lungul carierei lui. Și credeți-ne, nu sunt deloc puține. Deși este unul dintre cei mai vocali concurenții de la Exatlon, Iulian este un alt om atunci când este în spatele camerelor de filmat. Familia îl descrie pe Iulian cu totul altfel. Cum este el acasă atunci când nu este în fața camerelor de luat vedere? Același este, carismatic, tot timpul pentru el trebuie să existe ceva nou, tot timpul trebuie să încerce, niciodată nu e frică de absolut nimic. Pentru el orice provocare e binevenită oricând. Ținând cont că este un copil cu minte, natural, așa cum am mai și spus, dar are foarte multă adrenalină, care o pune în funcțiune. Nu are stare, când ajunge acasă, face plimbări cu bicicleta, cu mașina, cu mai ales tumbe, se dă peste cap, ne face să râdem tot timpul. Iulian face sport de la doar 6 ani. A început cu fotbalul în notul și a încheiat cu săriturile cu schiuri, din care a făcut performanță. În urmă cu 4 ani a ajuns chiar la Olimpiada de la Sochi. În toți acești ani de sport, Iulian a adunat o mulțime de medalii, pe care părinții lui le țin la loc de cinste acasă. Wow! Wow, ce este aici! Dacă aș vrea să le număr, nu cred că aș avea timp, pentru că sunt nici eu foarte nu multe. Nu le-am numărat. Deci aici le aici șerg, se află munca lui Iulian de la 9 ani și până anul trecut, adică până în 2018. Deci tot ce vedeți dumneavoastră aici
sunt medalile și cupele care le-a câștigat acest copil minunat. Văd aici foarte multe medalii de aur, foarte multe medalii de argint și totodată acest trofeu, înțeleg că are o însemnătate aparte. Da, e primul lui trofeu care l-a cucerit. În 2009, în 2009 în Zakopane. Deci primul concurs care l-a avut acolo și prima medalie și locul întâi care l-a luat ca român. Deci... Iată aici câte diplome da. Are. Deci aici uite sunt. Așa aici. Deci toate. Wow. Ați încercat vreodată să le numărați? Nu. Nu, și dacă număram, pierdeam, știți, aici iară sunt o groază băgată în țiplă, aici la fel, că nu mai... Aveți, din toată lumea, aveți medalii, a adunat medalii și diplome și tot felul de premii, însă de la Sochi din 2014 aveți dacă ceva? Dacă mergem mai sus, vă rog? În camera lui... Aici este și camera lui Iulian, da? Da. Haideți, vă rog. Aici e camera lui Iulian. Ăsta e echipamentul lui, cu, deci tot ce, wow. Afară de mănuși, deci mănușile nu sunt cu ce sărea, ce... Le-a pus cumva la loc de cinste. Pentru el va rămâne tot timpul și acela este, i l-am pus eu la loc de cinste, în ramă, este... Tricoul lui care a sărit la Olimpia de la Sochi. A participat la Sochi, în 2014. Și amintirea de la Sochi ce o are, deci Duna, deci le-au dat-o unde au stat la hotel cazați și așa, când au plecat fiecare sportiv și-au luat dunele cu ei, le-au dat cadou. Însă traseul lui ca sportiv de performanță nu a fost lin. În urmă cu 2 ani, Iulian a fost lovit crunt de antrenorul lui de atunci, în timp ce se aflau în cantonament în Austria. A avut o... problemă, putem să spunem, foarte gravă, deci asta nu e de iertat nici într-o civilizație, dar noi ca părinți nu o să putem ierta lucrul ăsta niciodată, o divergență care a avut-o cu antrenorul de lot, de ajuns de chiar a fost lovit, a fost nevoie de intervenția medicilor, a fost dus la spital și la care el deci n-a vrut să facă rău atunci, doar cu gândul să nu fie exclus din lot, să nu poată continua și el a trecut peste moment și a făcut sport în continuare, dar făcând cu același om care n-a crezut vreodată că îl mai poate suporta sau poate continua cu el, deși a călcat peste toate principiile și peste toate orgolile și a continuat să antreneze cu același om. O să vă întreb totuși de unde a pornit totul, pentru că nu am înțeles exact de unde a pornit această divergență dintre antrenor și Iulian. E un om mai dificil. Toate domnul antrenor, să, despre antrenor despre e vorba, da? Toate trebuie să iasă doar cum vrea el, chiar dacă nu avea dreptate. Copil, deci avea deja 18 ani, nu mai putea fi controlat de el ca la vârsta de 9, 10, 11 ani când a pornit. Deci s-au suportat toate chestiile, dar fiind ajungând la maturitate și a cerut și el drepturile, a argumentat. Nu e bine ce-mi ceri, nu e bine ce zici. Și a avut o discuție mai aprinsă, vreau să zic, că n-a mai fost copilul care să plece capul. În urma acestei divergențe, Iulian s-a ales cu chipul desfigurat. El a fost dus cu mașina de antrenor, că a fost nevoie, că sângera, că a avut arcada spartă, a avut nasul lovit, a avut maxilarul deplasat. Habar n-aveam. Nici eu nu știam. Chiar n-aveam idee despre acest moment tragic, aș putea spune, din viața lui Iulian. Da, mi-este greu că am revăzut. Au fost clipe cumplite, mai ales că el era în cantonament. Noi știam că este bine, pentru că ne-a ascuns. De aia spun că este o persoană controlată. Adică de ce să le spun celor de acasă când eu sunt aici și nu pot să vorbesc, să-i liniștesc. La un moment dat eu îl simțeam, pentru că țineam tot timpul legătura, l-am simțit și am zis, tu nu ești ok. Zic, ție ți s-a întâmplat ceva. La un moment dat mi-a trimis o poză și a zis, stai liniștită, sunt ok, am căzut, m-am împiedicat, m-am dezechilibrat, am căzut pe gheață, sunt ok,
vorbim acasă. Ți-a spus adevărul. Exact. Doar pentru faptul ca să nu intrăm noi în panică și să nu, să fie lângă noi, să ne poată liniști. După ce a ajuns acasă, da, într-adevăr, a mai trecut o perioadă, pentru că a avut un ultim concurs și a vrut să îl treacă cu bine și acolo antrenorii s-au dus la mama și la tata și a întrebat, voi încă îl mai lăsați în preajma lui? Și atunci au aflat și ei. Deci din gura lui am aflat doar foarte târziu, să zic, după acest concurs care era incredibil. Țelul lui și vroia să-l treacă cu bine. Violența în sportul de performanță e un subiect destul de discutat în ultimul timp. Avem și situația din gimnastică. Până la urmă, important este că a trecut cu bine peste, că este o fire puternică și cred că asta arată, asta spune multe despre caracterul lui. Da, este puternic și nu aveam niciun dubiu că... Dar toate acestea rămân și cumva își pun o amprentă. Cu siguranță, însă în egală măsură poate te maturizează, poate sunt niște etape peste care trebuie să treci pentru a ajunge acolo unde vrei. Și apropo de asta, unde îl vezi ajungând pe Iulian în Exatlon, evident? Da, sunt realistă, dar da, eu îl văd în finală și de ce nu câștigător? În finală, cu siguranță. După părerea mea. Vedeai și tu, nu-mi spune. Empatizam și eu aici cu Nicoleta Vladimir. Bine, de obicei eram modestă, dar acum cu toată încrederea spun că el va ajunge în finală. Așteptam să văd un episod, două, pentru că el în ultima perioadă a avut un pic o viață așa mai de răsfăț, dat fiindcă s-a oprit cu sportul și a cam copilărit. Și nu știai dacă va face față. Și nu știam dacă mai dă randamentul, dar peste așteptările mele, da, este. Dar el cu ce gând a plecat de acasă? Ce v-a spus? Ajunge în finală? Până unde vrea să ajungă? Când am vorbit ultima dată cu el, înainte să plece, am vorbit foarte puțin. Eram la muncă, a venit să ne salute. Era agitat, era ușor stresat, pentru că el a mai avut o experiență de genul acum 2 ani și știa unde merge, știa în ce constă. I-am zis că el este cel mai bun și zic să nu te mai văd așa, că tu poți. A, normal, soră mea, că eu pot, gata, m-am controlat, ce nu prea m-am odihnit, zic, lasă că ai timp pe drum, zic, fii tu însuți, dă tot ce poți și vei ajunge departe, zice, normal, cum am făcut și tura trecută. Da, adică e foarte asta bine completează, să aibă... Asta completează toată, de fapt toată, o parte din imaginea, din imaginea lui și de asta mă bucur că avem această emisiune și că putem să-i facem pe oameni de acasă să vadă dincolo de poza asta, știi? Se acum cunoască. Știu o parte din poveste. Și vreau cu ocazia asta să vorbim despre ce am zis că o să vorbim. Păi dar nu vrei înainte să vorbim despre... Nu, chiar vreau să vorbim neapărat despre tot ce înseamnă schimbările cu care a venit sezonul 2 Exatlon. Și în primul rând aș vrea să ne referim la Coteț versus Baracă, pentru că așa cum bine ați văzut deja, lucrurile s-au schimbat extrem de mult. Care sunt avantajele, dar care sunt și dezavantajele acestor schimbări, dacă vreți, vedem în materialul următor. Primul sezon a fost o adevărată provocare pentru concurenții care au sfârșit deja în celebrul Coteț. Sub cerul liber și doar la un pas de ligioanele din miezul junglei, atât faimoșii cât și războinicii au fost nevoiți să facă față unor condiții dure. Cotețul care a făcut istorie vine acum într-o nouă formă, schimbându-și și denumirea în Baracă. Exatlon România, sezonul al doilea, a promis că va duce noi surprize și ați văzut deja că războinicii și faimoșii nu vor mai sta în vechiul coteț și în vechea casă. Ei bine, acest lucru s-a schimbat total. Cei care pierd ajung să locuiască într-o baracă. După un drum lung, anevoios și plin de peripeții, colegii noștri ajung la noua baracă. Ne apropiem de Coteț. Haideți să vedem ce este în interior, cine lucrează acum și ce fac pentru a le asigura un confort minim, ce-i drept, celor care vor ajunge aici. Sunt mai multe camere poziționate diferit. Aici avem una,
acolo în spate mai este una, acolo se montează chiar acum una dintre ele. Toate vor surprinde reacțiile celor care vor locui în noul coteț, numit baracă. Nu le va fi ușor nici aici. Chiar dacă au un acoperiș deasupra capului, există ferestre. Ia uite, am rămas fără curent. Așa vor rămâne și ei. Așadar, casa cea veche devine acum coteț, dar fără paturi și fără condiții. Mai mult decât atât, actualul coteț nu are nici măcar acces la ocean și este situat fix în mijlocul junglei. Știți ce vreau să aflu în primul rând? Cât de frică vă era în momentul în care vedeați că pierdeți un traseu, o să ajungeți la coteț? Cât de greu era să dormi acolo? Cât de greu era să stai acolo? Alexandru, hai că văd că tu păi ai... Păi nu, sincer, pentru mine era mai bine în coteț decât în casă, sincer. Eu auzi. Pe cuvânt. Păi de ce? În casă era mai cald, paturile nu erau ce trebuie, saltelele nu erau cum trebuie, foarte moi pentru confortul meu, pentru plăcerea mea okay. personală. Despre ce vorbește omul? Seri... Eu cred că de asta s-au întâmplat aceste schimbări, pentru că ajunseserăm foarte mult să spunem lucrul ăsta. Foarte mult ajunseserăm să spunem că preferăm cotețul, dar era de fapt eu cred că era de fapt un fel de motivare. Nu, de apărare așa cumva. Băi, uite, hai că nu-i chiar atât de rău că am ajuns. Să vedeam părțile bune întotdeauna. Nu, sincer, Vladimir, eu chiar mă simțeam mai bine în coteț decât în casă. 100%. Am și spus-o. Mai ales când făceai baie în ocean, nu era perfect. Lasă-mă asta, că am mai spus-o. Ne descurcam. N-aveai nici baie. Apropo de diferențe, cred că marele minus din sezonul ăsta este că cei care stau în baracă, așa se numește acum baracă, deși au 4 pereți și acoperiși față de 3 cum aveam noi, nu au mare. Ocean mare pe partea aia. Oaza de liniște. Contează mult asta? Contează enorm. Eu în momentul în care am ajuns acolo și am văzut cât de frumoasă este marea, spun marea pentru că pe partea aia am înțeles că se numește mare, pe cealaltă parte este oceanul. Ocean. Așa, când am văzut cât de frumoasă este marea, am spus că indiferent ce s-ar întâmpla, am unde să vin, am unde să mă găsesc, am unde să mă regăsesc, am de unde să-mi iau energia. Nu știu ce aș fi, și în primul rând, adică pe lângă asta, pe lângă partea spirituală, mai exista și partea cât se poate de practică. Ne puteam spăla acolo. Aha, aici ceea ce am nu știu dacă vor putea, nu știu cum se descurcă cei din sezonul acesta. Păi după traseul de ieri, de exemplu, plin de nămol. Îți dai seama, transpirația, au depus efort fizic, murdar din cap până în picioare. Tu ai putea să stai, tu ai prefera sezonul acesta din punct de vedere al locului în care se stă? Dacă aș... Se doarme? Doar la vilă, atât. Acum înțelegem și de ce a plecat Rafaela prima. Da. Ok, nu știu. Nu cred că aș rezista fără apă, fără... Era mai frumos la cote, sincer, așa. E sec. Păi nici la coteț n-aveai apă. Da, dar aveai ocean. Aveai ocean și tu aveai... mare. Da, marea. Aveai o chestie și de igienă, mai mergeai pe plaje, mai vedeai altceva. Și mai ce plângeai. Imaginea mea cu Rafaela asta este, că noi ne plimbăm puțin și ții minte că tot timpul avea ochii roșii, tot timpul, și ne gândeam, mamă, săracă, cum e. Îți dai seama că ea plânge zi, adică iar o stare neplăcută zi. Foarte mult. Deci e clar, dezavantajul principal este faptul că nu au acces la mare / ocean. Dar cei din ceea baracă. Ce îmi spuneți, cei din baracă, despre asta vorbim. Dar ceea ce îmi spuneți voi este că acum oarecum se simt mult mai motivați concurenții să lupte pentru vilă, pentru casă, tocmai pentru că având condițiile acestea în baracă, neavând acces la apă, e mult mai greu traiul acolo? Cred că asta s-a urmărit, doar că problema mea, de fapt, nu este cu baracă versus coteț. Problema este cu casă versus vilă. De ce au nevoie oamenii ăia de toate condițiile alea? Că stau mai bine decât lux. Toți ăștia de acasă. Da, lux. Și avantajul cu piscina. Uite, și sunt curios cum vor arăta premiile alea de peste 2 luni, că la noi, în prima lună, câștigam jumătate de cotor de măr. Ăla era premiul nostru. O lună asta am câștigat. Asta și ăștia mâncau caracatiță. Și mai mult? Poftim? Asta n-ar trebui să-i motiveze și mai mult? Ba da, dar unde se va ajunge peste 2 luni? Ce, li va trimite pe lună? Ce se va întâmpla? Posibil. Poate vorba ta, ori să revină la condițiile inițiale. Cine știe ce se poate întâmpla? Vor câștiga o săptămână acasă? Concediu, cum ar concediu, veni. Da, deși la cât de bine le merge acolo, nu vor vrea să vină acasă. Și dacă tot...
simt așa invidia și gelozia în vorbele voastre în momentul în care vă exprimați. Hai să vedem și noi, într-adevăr, care sunt diferențele și mai ales, din nou, vorbim avantaje și dezavantaje. Bine, aici cred că sunt doar avantaje. Între casă și vilă. Așa arăta casa în primul sezon Exatlon. Paturi confortabile, o baie și un living unde concurenții se relaxau după ce câștigau traseul. Aceste imagini au devenit însă istorie în acest sezon. Dragi telespectatori, Fan Arena, ne îndreptăm chiar acum către casă. Vila, așa cum mi se spune, are 5, 7, 10, 15 stele. Nu știu că nu am văzut-o, mergem și noi acum să o vedem. Cireașa de pe tort este de departe vila în care se vor putea bucura concurenții celui de-al doilea sezon. La Fan Arena divulgăm totul. Este așa cum așteptam, o casă foarte, foarte frumoasă, cu ieșire la plajă, cel mai important. Ia uitați cât de frumos se poate vedea oceanul de aici și, bineînțeles, nu numai oceanul, ci și această curte minunată. O casă foarte, foarte frumoasă, o casă diferită de cea cu care ați fost obișnuiți în primul sezon, mult mai spațioasă, mult mai luxoasă, cu de toate. Haideți să urcăm și la etaj. Piscină, un living uriaș, dormitoare imense, aer condiționat și băi dotate cu toate cele necesare. Sunt doar câteva dintre facilitățile de care concurenții vor putea profita atâta timp cât vor marca cele mai multe victorii. Aici avem 1, 2 paturi și o ventilație care face foarte bine. Oh, stați că aici avem un balcon. Un balcon care oferă o priveliște minunată asupra grădinii și a oceanului. Este superb aici. Nu ai nevoie de altceva decât de acest ocean minunat. Așa cum concurenții din primul sezon, iar Vladimir știe, acest ocean le aducea liniște, pace și îi pregătea pentru ce urma, pentru următoarele trasee. Ei bine, cei care locuiesc în casă vor putea să trăiască același sentiment. Este o plajă minunată, plaja de aici, iar casa este foarte aproape de ea. Imediat după ce colegul nostru a terminat turul casei, i-am surprins și primul contact al războinicilor cu vila de lux și cu plaja de la ocean. Reacții, reacții, nu aud reacții. Materialul ăsta chiar a fost dureros. Invidioasă. Chiar a fost dureros materialul ăsta. Mă gândeam, uite că Alex a spus, mă gândeam dacă ei își dau singur stingerea. Pentru că nouă, la un moment dat, ni se stingea lumina. Nu aveai ce să faci. Adică, ca să nu mai zic, când erai la coteț, nu aveai lumină, aveai un felinar care oricum se stricase. La un moment dat mergea doar bătut puțin. Și da, adică... Oare au lumină oricând? Uite, o să încercăm să aflăm asta. Cred că să da. Hai să ne uităm după întrerupătoare pe acolo. A, cu siguranță. Vă dați seama, este o vilă deschisă. Au intimitate, au camere diferite. Noi aveam o cameră. Voi au te înțelegeai, nu te înțelegeai cu cineva, trebuia să stai să te uiți în ochii lui. Acum poți să spui, băi, nu prea îmi place de tine, poți să stau în altă cameră. Da. Să mă mut, da. Bați la ușă, pot. Lucruri la care noi nici măcar au și televizor. Prosoape, geluri de duș, șamponuri. Fiecare cu cel doare, geluri de duș, șampon. Păi da, nu ai văzut, noi și aveam. Și Alex vorbește de televizor. Dar știți ce înțeleg din ceea ce îmi spuneți voi? Că v-ați dori cu ardoare să mergeți un pic până acolo. E să știi că eu n-aș mai fi avut nicio problemă că nu intru pe traseu dacă mă țineau războinicii mei în casă, în vilă. Da. Clar, exact. 100%. Mă simțeam ca în vacanță, că odată Rafael, stăteai și tu, nu? Normal. Da, Vladimir? Și sezonul 2. Eu trebuie să recunosc că oricât m-aș distra aici,
Locul meu preferat a fost Coteț. Da, foarte tare declarație. Un meci extrem de important în această seară de la 19:30. România versus SUA. Vreau să vorbim despre asta imediat.